Salut! În data de 9 noiembrie 2023 am transplantat niște trandafiri bătrâni pe care i-am luat din grădina mamei mele. Operațiunea de transplantare, de fapt de plantare, de replantare, o vedeți în comentarii, în atașamentul pe care l-am anexat acestui material. După cum se vede, trandafirii au înmugurit, au crescut noi lăstari. Acesta este semn că plantele s-au prins, chiar dacă sunt destul de bătrâne, au peste 5 ani. Așa că operațiunea de iarnă este favorabilă acestui tip de transplantare a plantelor mature. Primăvara a venit, au înmugurit bine, s-au dezvoltat frumos și totul este în regulă. Pot spune cu convingere că acești trandafiri s-au prins, se dezvoltă normal pentru această perioadă și cu siguranță la anul vor face și flori. Anul acesta nu vor înflori, voi forma o nouă coroană la ei, o coroană la semi-înălțime. Vreau să-i las până la înălțimea de 1 metru, 1 metru 50. Nu mai mult, este suficient. Tot în 9 noiembrie am plantat și niște flori de piatră, butași de flori de piatră și aceștia s-au prins fără probleme. A doua zi, în 10 noiembrie, am plantat niște tufe, niște rădăcini de tufănică. Așa cum se vede, și acestea prezintă creșteri anuale, creșteri vegetative bune, sănătoase, de 2-3 cm înălțime, viguroase. Așa că în perioada de iarnă acestea s-au prins și au și început să intre în vegetație. Iarna a fost blândă, iar acum în primăvară au beneficiat și de suficientă apă. Totul este în regulă, grad de prindere de 100% garantat. O zi mai târziu, în 11 noiembrie, am plantat și niște corzi, niște tulpini de salcie creață. Găsiți materialul în videourile mele pe canal. După cum se vede și la acestea, au apărut mugurii, au apărut chiar și una, două frunze, deci gradul de prindere este de 100%. După cum se observă, putem planta și replanta plante rezistente la ger încă din timpul toamnei. Odată cu sosirea primăverii, vor intra în vegetație foarte bine și vom avea un grad de prindere de 100%. Atât pentru astăzi, urmăriți-mă în continuare, multă sănătate și aveți grijă de voi!